Contextul în care se află textul pe care l-am citit în dimineața aceasta este prinderea Domnului Iisus Hristos, judecarea Lui, condamnarea Lui și răstignirea Lui. Și în contextul acesta, unul dintre apostolii Domnului Iisus, Petru, trece printr-o situație care cred eu că este cea mai neagră filă din viața apostolului Petru. Și anume lepădarea de Domnul Iisus Hristos. În dimineața aceasta aș vrea ca cu ajutorul lui Dumnezeu să ne uităm la motivele lepădării lui Petru și să vedem în același timp și pocăința lui Petru. Pentru că sunt oameni în ziua de astăzi care spun cam în felul următor. Domnule, până și Petru s-o lepăda de Domnul Iisus. Ce eu-s mai sfânt? Nu-s eu mai sfânt ca și Petru. Și Petru s-a lepădat de Domnul. Și sunt alții care vin cu partea cealaltă și spun și Petru s-a lepădat de Domnul Hristos și Domnul l-a primit înapoi. Pe mine de ce nu m-ar primi? E greu să stăm la mijloc, să fim echilibrați, să vedem lucrurile. Suntem tentați de multe ori și în multe privințe să mergem în extreme. Într-adevăr, Apostolul Petru s-a lepădat de Domnul Hristos, dar Apostolul Petru s-a pocăit. Pavel în Romani, în capitolul 8, cunoașteți bine versetele acestea, spune cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și înșiră acolo multe motive. Și citindu-ne, suntem foarte încurajați când Pavel încheie toate aceste motive. Nu ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Suntem încurajați de lucrul acesta. Într-adevăr, una este despărțirea de Dumnezeu și alta este căderea și lepădarea de Dumnezeu. Credeți oare că dacă Apostolul Petru s-a lepădat de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, a căzut, credeți oare că pentru noi nu-i posibil așa ceva? Credeți că noi suntem, așa cum ziceam mai înainte, mai sfinți decât Apostolul Petru? Credeți că suntem mai tari în credință decât Apostolul Petru? Oare de ce ne îndeamnă mai târziu Apostolul și spune vegheați și rugați-vă, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Oare pentru că nu-i valabilă și pentru noi posibilitatea aceasta? Este, frați și surori. Este posibil să cădem, este posibil să ne lepădăm de Hristos. Dar dacă suntem ai lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel, despărțirea de El nu este posibil. Este posibil să cădem, este posibil să ne lepădăm, dar dacă ne pocăim și dacă suntem ai lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu în Iisus Hristos, atunci nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Oare căderea și lepădarea sunt același lucru? Eu cred că nu sunt același lucru. Căderea, frați și surori, înseamnă a fi astăzi mai jos decât ai fost ieri. Înseamnă că ai căzut. Și eu cred că, în dreptul meu, dar aș avea curajul să spun că poate fiecare dintre noi am avut căderi. Am avut căderi, ne-am simțit și am știut că, cercetați de Duhul lui Dumnezeu, că ieri
am fost mai credincioși sau alaltăieri sau săptămâna trecută am fost mai credincioși decât astăzi. Asta înseamnă o cădere. Dar întrebarea este, oare am ajuns vreunul dintre noi să ne lepădăm de Domnul Hristos? Aceasta fiecare trebuie să-și o, întrebarea aceasta trebuie să-și o pună fiecare în mintea lui și în Duhul lui. Lepădarea lui Petru n-a venit dintr-o dată. Și aș vrea din versetele pe care le-am citit să vedem câțiva pași pe care Petru i-a făcut înspre lepădare de Domnul Iisus Hristos. Și în primul și în primul rând, primul pas este mândria. Și dacă ar fi să, știu eu, să dau un titlu la predica aceasta din dimineața aceasta, ar fi câteva cuvinte din versetul 33 pe care le spune Petru. Și titlul meu ar fi cam acesta. Chiar dacă toți, eu niciodată. Uitați-vă la versetele acestea. Petru a luat cuvântul și a zis, după ce Domnul Iisus Hristos, Petru umblase cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Petru era cel care mărturisise prin puterea lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu în Cezarea lui Filip. Petru fusese cu Domnul Iisus Hristos pe munte la schimbarea la față. Văzuse slava lui Dumnezeu coborâtă peste Hristos. Petru este acum cu Domnul Iisus și Domnul Iisus îi spune, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Mai înainte zice, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris. Și Petru vine și spune, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul Iisus încearcă să-i spună, Petre, tu știi cu cine stai de vorbă? Adică dacă eu îți spun că în seara aceasta, noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, tu vii și îmi spui că tu niciodată. Și adevărat îți spun, zice Iisus, că tu, nu voi, tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Adică Dumnezeu îți spune un lucru gură către gură. Și tu vii și ai răspuns. Și spui, Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți au zis la fel. Uitați-vă ce mândrie era în viața lui Petru. Domnul Iisus îi spune, Petre, tu te vei lepăda de mine. Era planul lui Dumnezeu. Trebuia ca Dumnezeu să-l treacă pe Petru prin această experiență groaznică. Ca Petru să se pocăiască și să înțeleagă că el nu era în stare de nimic. Noi cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cunoaștem dacă, așa cum spune Ioan, că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit, adică care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Noi, dacă ne-am pus credința în Domnul Hristos, suntem copiii Lui Dumnezeu. Acesta e planul Lui Dumnezeu pentru noi, dar planul ascuns al Lui Dumnezeu pentru viața noastră, noi nu-L cunoaștem. De unde știm noi ce se va întâmpla peste 5 minute, peste o oră, peste 10, mâine? Ne va mai da Dumnezeu încă o zi? Planul acesta nu-l cunoaște. Petru nu cunoștea acest plan. Dumnezeu trebuia să-l treacă pe aici,
Dumnezeu trebuia să-l sfărâme pe Petru. Trebuia să-i sfărâme mândria. Mândria aceasta, păcatul acesta, frați și surori, este un păcat pe care tare bine îl vedem noi la alții. La noi înșine niciodată nu-l vedem. Nu-l vedem în viața noastră, dar îl vedem foarte bine la cei din jurul nostru. Și este un păcat de la care decurg celelalte. Cineva spunea că smerenia este pământul în care rodesc toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Și atunci mândria, am putea spune că e pământul în care rodesc toate celelalte roade ale firii pământești. De aici a pornit lepădarea lui Petru. N-a pornit acolo în curte când stătea lângă foc. De aici a pornit, de la mândria care era în viața lui. Adică Domnul Hristos îi spune, tu, Petre, te vei lepăda de mine. Față în față. Și el are curajul și îi spune Domnului, nu. N-ai dreptate. Nu o să mă lepăd. Până la moarte mă duc. David spune în Psalmul 19 că ferește-mă, ferește pe robul tău de mândrie, ca ea să nu stăpânească peste mine. Atunci voi fi neprihănit și nevinovat de păcate mari. Mândria duce la păcate mari. Mândria duce la păcate mari. Al doilea pas al lepădării lui Petru este nevegherea. Versetele citite de la 36, întâmplarea din grădina Ghețimani, de la 36 până la 46, demonstrează lucrul acesta. Și din nou, Domnul Iisus se adresează lui Petru. Îi duce Domnul în grădină, Petru, Iacov și Ioan. Și îi pune să stea deoparte până el se va ruga. Vegheați! Stați și sprijiniți-mă în rugăciune, le spune Domnul Hristos. Și ei dorm. Mândria duce la neveghere. Adică în mândria lui, Petru în mod deosebit, pentru că despre el vorbim, probabil s-a gândit ce e așa mare nevoie să veghezi, să stai să te rogi. Nu e nevoie. Nu-i nevoie de lucrurile acestea. Și Domnul se întoarce și spune, ce, un ceas? Un ceas n-ați putut să vegheați? Sunt mulți creștini care consideră așa diferite aspecte ale vieții de credință. Da, eu sunt prea important. Eu sunt bun doar la amvon, să predic. În rest, ce? Eu să aranjez scaunele? Eu să fiu atent cu cei care intră, străinii care intră în biserică? Eu să fac lucrări de o mai mică importanță? Nu, eu sunt cineva, eu sunt bun numai să stau în față. Cam genul acesta de gândire probabil l-a avut și Petru, pentru că altfel, din moment ce Domnul Hristos le spusese ce avea să se întâmple, altfel probabil că ar fi stat și ar fi vegheat. Al treilea pas care îi duce la lepădarea lui Petru este necredința. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 58, în partea a doua. Apoi a intrat Petru înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă ce să vadă. Să vadă sfârșitul. Închipuiți-vă tot scenariul acesta al umblării lui Petru și a ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos. Și acum Petru stă în curte cu aprozii să vadă sfârșitul. Pentru Petru se terminase totul. Petru privea doar cu ochii aceștia de carne ce urma să se întâmple. Petru nu mai avea credință. Pentru că credința spune
spune Scriptura că este o încredere în lucrurile care nu se văd. Nu în ceea ce se vede. Petru vedea doar ceea ce se vedea cu ochii aceștia de carne. De fapt, nu-i de mirare, pentru că nici după înviere, când femeile se întorc de la mormânt și le spun că a înviat Domnul Iisus Hristos, Luca ne spune că ucenicii nu credeau. N-au crezut. Credeau că-s basme, că-s povești, și n-au crezut că Domnul Hristos a înviat. Cu toate că Domnul le-a spus, Fiul omului trebuie să fie răstignit, să moară și a treia zi va învia. Mergeți că ne vom întâlni în Galileea. Ei bine, oamenii aceștia nu credeau, credeau că sunt povești. Petru este acum în curte, lângă foc, cu aprozii, cu păcătoșii, la un loc, și așteaptă să vadă sfârșitul. Să vadă sfârșitul judecății, să vadă sfârșitul lui Hristos, și cu asta s-a terminat totul. Al patrulea pas în lepădarea lui Petru este îndepărtarea. Tot versetul 58 spune, Petru l-a urmat de departe pe Domnul Iisus Hristos. Necredința te îndepărtează de Dumnezeu. Când nu mai crezi, atunci este normal să nu te rogi, este normal să nu citești Scriptura, este normal să nu mai vii la biserică, este normal să-ți cauți alte preocupări. Un om care a fost cândva plin de râvnă pentru Domnul, un om care a fost cândva, să spunem așa, un nelipsit de la biserică, un om care se ruga în biserică, un om care puteai mărturisi despre viața lui, cunoscându-i trăirea, că este un copil al lui Dumnezeu, un om care nu le mai are pe acestea în viața lui, un astfel de om s-a îndepărtat de Dumnezeu. Un astfel de om nu mai are credință și este un om căzut. Este un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu. În 1 Împărați, în capitolul 19, avem 18-19, avem întâmplarea cu Ilie și cu prorocii lui Baal și a Astarteei. Acolo împăratul lui Israel se întâlnește cu Ilie, vă dați seama, împăratul care căuta să-l omoare pe Ilie. Se întâlnesc și când se întâlnesc, Ahab îi spune lui Ilie, tu ești cel care ne norocești pe Israel? Și Ilie are curajul și îi spune împăratului, ba nu, tu ești cel care ne norocești pe Israel. După care adună toți prorocii și omoară 450 de proroci, Ilie, pe muntele Carmel. Și vine o veste de la Izabela, de la o femeie. Și spune Izabela să mă pedepsească zeii, dacă mâine nu o să fac cu tine ceea ce ai făcut tu cu prorocii. Și intră o frică în Ilie, încât acesta fuge mâncând pământul, ca să spunem așa. Fuge dinaintea amenințării lui Izabela. Și ajunge la muntele Horeb. Și acolo Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie spune exact ca omul acesta care se îndepărtează de Dumnezeu. Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine. Am fost. Dar acum, Ilie, cum ești acum? Ce faci? Te ascunzi într-o peșteră din cauza unei femei. Am fost, Doamne, aproape de tine. Am fost credincios. Dar acum s-au dus toate pentru că văd cu ochii aceștia sfârșitul. Necredința aduce îndepărtare, iar toate acestea, mândria, nevegherea, necredința, îndepărtarea, toate acestea duc la lepădare. S-au dus la lepădarea lui Petru. Și versetele 72 și
72 și 74, parcă nu-ți vine să crezi că un om care a umblat cu Hristos, un ucenic a Domnului Iisus, poate să le spună. El s-a lepădat iarăși, adică Petru, cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Au venit cineva și au spus, nu, și tu ai fost cu el, că vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. A ajuns Petru în fundul gropii. Mai jos de atât nu se putea. Omul acesta a ajuns să se lepede cu jurământ și cu blesteme de Domnul Iisus Hristos. Și încă o dată vreau să ne întrebăm fiecare dintre noi. Credeți oare că nouă nu ni se poate întâmpla așa ceva? Vegheați și rugați-vă. Dar Petru nu rămâne aici, în fundul gropii. Planul lui Dumnezeu cu Petru era să-l zdrobească, dar nu să-l piardă, să nu se piardă. Să nu se departă Petru de Dumnezeu. Și Petru se pocăiește pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Dar așa cum lepădarea lui Petru a avut câțiva pași, tot la fel și pocăința lui Petru are câțiva pași. În primul și în primul rând, aș vrea să ne uităm că Dumnezeu îl atenționează pe Petru. În versetul 74, partea finală, după ce Petru spune, nu cunosc pe omul acesta, cu blestem, spune cuvântul lui Dumnezeu că în clipa aceea a cântat cocoșul. Oare cât timp a durat lepădarea lui Petru? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru spune, nu-l cunosc pe omul acesta, se joară, se blastămă și spune cuvântul în clipa aceea. Ba, încă Luca precizează și spune în capitolul 22 cu 60, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Dumnezeu îl atenționează pe Petru și ne atenționează pe noi în clipa aceea când păcătuim. Nu vi s-a întâmplat oare ca atunci când, hai să luăm, poate cu toate că spune cuvântul lui Dumnezeu că mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, să luăm situația aceasta. Oare nu vi s-a întâmplat niciodată atunci când ați spus o minciună, în aceeași clipă în gândul vostru, să vină gândul, e păcat. Am mințit. Nu pot. Îs păcătos. Așa s-a întâmplat și cu Petru. În clipa aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, a cântat cocoșul. Al doilea pas în pocăința lui Petru este amintirea, versetul 75. Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Iisus. În momentul în care Petru s-a lepădat, a cântat cocoșul, în aceeași clipă, Petru și-a adus aminte. Nu poți să te întorci la Dumnezeu fără să ai amintirea vremurilor bune de odinioară. Îți aduci aminte, așa cum zicea David, când mergea la casa Domnului, cu cântări. Îți aduci aminte de vremurile când ai stat lângă Dumnezeu. Nu te poți pocăi fără ca gândurile acestea să nu vină în capul tău. Avem în Luca, în capitolul 15, pilda fiului risipitor. Omul acesta a luat averea, s-a dus în lume, a tocat-o
dar până nu și-a adus aminte cine este el și că are acasă un tată care îl iubește și care îl primește înapoi, până când nu și-a amintit de tatăl lui, de gospodăria, de familia din care a plecat, până nu și-a amintit lucrurile acestea, omul acesta nu s-a pocăit și nu s-a întors înapoi. Petru și-a adus aminte de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Următorul pas este urgența. Tot în versetul 75 spune că atunci el a început să se blesteme, atunci a cântat cocoșul și atunci a ieșit afară și a plâns. Amânarea împietrește inima. Este urgent să faci lucrul acesta. Atunci când ai păcătuit, să te duci înaintea lui Dumnezeu cu păcatul tău. Amânarea împăcării cu Dumnezeu are două inconveniente. Unul este acesta, că împietrește inima. Cu cât amâni mai mult, cu atât inima ți se împietrește mai mult și tot amâni și tot amâni și mâine și mâine și mâine. Și un al doilea inconvenient este că mâine nu e al tău. Nu se știe dacă Dumnezeu îți va mai da un mâine. Dar Petru a înțeles lucrul acesta. Și atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ieșit afară și a plâns cu amar. Și apoi Petru s-a separat. Separarea. A ieșit Petru afară. Sigur că focul la care se încălzea Petru era afară. Dar ceea ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu este că Petru a ieșit afară din mijlocul celor cu care se încălzea la foc. Soldații, aprozii, necredincioșii, dușmanii Domnului Iisus Hristos erau pe lângă foc și Petru era împreună cu ei. Și de aici, din mijlocul lor, spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru a ieșit afară. Și aici ar trebui să învățăm un lucru. Orice care este o barieră, o stabilă, un impediment între noi și Dumnezeu, orice care strică legătura noastră cu Dumnezeu, trebuie dat deoparte. Dacă ai un serviciu care te împiedică să vii duminica la biserică sau te solicită așa de mult încât nu poți să te rogi, nu poți să citești, trebuie să îți cauți un alt serviciu. Am avut o soră în Israel care lucra doar sâmbăta și păstorul a întrebat-o de ce nu vine sâmbăta la biserică și sora i-a spus de ce nu vine și i-a spus: soră, schimbă serviciu. Nu-ți face griji că Dumnezeu îți va da altul, dar schimbă-l. Dacă anturajul tău, anturajul în care te învârți, prietenii pe care îi ai, îs o cale, îs un zid între tine și Dumnezeu, schimbă prietenii aceștia. Dacă locurile pe care le frecventezi te despart de relații și pun distrug relația ta cu Dumnezeu, renunță la locurile acelea. Petru a ieșit afară, s-a separat de cei cu care stătea la foc, a ieșit afară și apoi Petru s-a pocăit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Am putea zice uneori că despre cineva sau dacă n-am cunoaște mai departe scripturile, am putea spune că Petru a putut să verse și lacrimi de crocodil, că
A plânge nu este neapărat o dovadă că te-ai pocăit. Dar Petru a plâns lacrimile pocăinței, s-a pocăit. Și cum ne dăm seama că Petru s-a pocăit sau că cineva se pocăiește din lacrimile lui, uitându-ne apoi la viața lui? Uitându-ne cum trăiește omul acesta după ce s-a pocăit, după ce a plâns cu amar. Petru niciodată nu s-a mai lepădat de Domnul Iisus Hristos. În Evrei, fratele Andrei ne-a explicat Evrei 13, în Evrei 13 cu 7, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu să ne aducem aminte de mai marii noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Uitați-vă la felul de viețuire a unui om după ce a plâns cu amar, după ce s-a pocăit. Uitați-vă cum trăiește omul acesta. Și vă veți da seama dacă într-adevăr omul acesta s-a pocăit cu adevărat sau doar a vărsat lacrimi de crocodil. Apostolul Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și apoi viața lui a fost o viață dedicată lucrării lui Dumnezeu, a fost o viață dedicată lui Dumnezeu, a fost o viață și o dedicare până la moarte. Deci, frați și surori, în dimineața aceasta am vrut să aduc înaintea dumneavoastră din viața lui Petru atenționarea aceasta că diavolul caută să înghită și mai ales pe cei aleși. Diavolul și ispita și lumea aceasta care ne înconjoară, ne provocă și nu suntem scutiți de căderi și poate chiar de lepădare. Spune apostolul Ioan, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar chiar dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, care este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Deci, lepădarea de Hristos în viața apostolului Petru n-a venit așa brusc, dintr-o dată. A avut câțiva pași. Mândrie, neveghere, necredință, îndepărtare. Haideți să ne uităm în viața noastră și să vedem cum stăm. Suntem mândri? Suntem neveghetori? Nu ne pasă? Credem că suntem așa de tari încât nu ne poate ataca nimeni? Suntem cu piciorul pe stâncă și de acolo nu mai cădem? Ne-am îndepărtat de Dumnezeu? Oare ce ne plăcea ieri, alaltă, ieri, anul trecut, citirea Scripturii, studiu, rugăciune, venit la biserică, oare le lăsăm așa mai... Oare cum stăm? Și dacă vedem că ceva nu este în regulă, chiar dacă, spune Ioan, avem la Tatăl pe Domnul Iisus Hristos, haideți să ne pocăim și pocăința noastră, la rândul ei, are pașii aceștia. Trebuie să lepădăm lucruri care stau în calea relației noastre cu Dumnezeu. Trebuie să fim atenți atunci când Duhul Sfânt ne mustră și ne atenționează. Trebuie să vedem urgența pocăinței. Trebuie să vedem urgența pocăinței. Trebuie să ne aducem aminte de vremurile bune de odinioară și trebuie să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrurile acestea. Amin.